Bună ziua, bine v-am găsit! Dacă nu mă înșel, suntem pe data de 31 martie 2024 și am de făcut o lucrare un pic mai majoră și am zis să filmez fiecare etapă ce o să o fac la acest stup. Aici este un pic de ridicat, dar o să fac tot posibilul să ridic cât mai puțin. Cele două colonii numai în cap. Aceste două colonii numai în cap în ladă. Și trebuie să fac tot posibilul să îi pun pe fiecare în lada lui. O să ușurez stupul cât mai mult posibil. Așa. O să iau cât mai mult din rame. Așa arată ăsta. El este acum pe 5 rame și ar trebui să-l duc în 7 sau în 8 rame. Și acest lucru o să-l fac, dar trebuie să-l mut în lada lui, într-o ladă proprie. Vor avea un pic de suferit, vreo 10 minute, fiindcă durează un pic. Durează un pic și colonia din partea aceasta va fi mutată într-o altă ladă. Au iernat bine împreună, au fost 2 în 1, dar acum au crescut și gata, nu mai încape. Mă gândeam acum pe ce urdiniș să le las să iasă afară, fiind deja în 5 rame. O să cam bată în anumit urdiniș. O să văd eu acum cum voi proceda imediat. Bun, o să fac următorul lucru. N-am ce să le fac prea mult. Ca să le extind, vreau să vin încet încet cu cuibul în partea asta la altă. Aia să văd ce se vede în cameră. Noa, e bine. Deci înainte de a porni toată treaba, încep să scot din rame. Așa. Deci necesită extindere, o să vă arăt și de ce. Această ramă va veni la perete ca prima ramă.
dat au construit aici Făguraș, loc din motiv în care trebuie extins. Așa. Acum mă voi duce în partea opusă să iau exact cum sunt ramele. Nu sunt ele prea încântate de ce le fac eu acum, dar cam asta e situația. Foarte frumos cuibul. Încet, încet o să-l aduc în partea dreaptă, în partea stângă, la cum vă uitați, dar durează un pic. Deocamdată nu vreau să îl destram, adică cuibul, să-l mai las un pic, să mai eclozeze din albină. Iar a venit calul ăla. Când mă aude calul că vorbesc, vine în apropiere și stă aici. Stă aici foarte aproape. Și pe această ramă este puiet. Bun. Acum mi s-a cam umplut aici buzunarul ăsta. Mai strâng un pic. Bun, le-am cam deranjat. Aculada asta trebuie să o mut de aici un pic ca să-mi fac postamentul. Ca să vedeți. Așa. O să mă mișc repede. Undeva în zona asta. Toată albina acum vine pe mine, dar astea sunt lucrurile mai neplăcute. Așa. Și așa.
Bun. Perfect. Acum să-i fac postamentul și la lada următoarea. Am cam dat un pic peste cap, dar se vor obișnui el. Gata! Treaba e făcută. Și acum cu legătoarea se... Ai o distanță mai mare între urdinișe, dar o mare parte vine la urdinișul ei. Bun. Am obosit. Aici îmi trebuie două rame. Una dintre ele va fi aceasta și mai aduc, hai că mai aduc două goale. Bun, am mai adus rama. Acum următoarea ramă va veni aici. Thank you.
încet, încet cuibul o să-l mut eu spre dreapta, da? Durează, durează un pic. Ea este obișnuită acum în stânga și nu vreau să-i fac neplăceri, da? Ia să văd cum se vede în cameră, să aduc. Aduc camera mai aproape, așa, să schimbăm unghiul. Nu știu câte minute va dura filmul, o să fie un film mai lung. Dar astea sunt lucrările necesare când iernez așa, 2 în 1. Și vreau să recuperez și albina cu legătoare, adică să vină la locul ei. Dacă nu mă interesa albina cu legătoare, plecam unde vroiam, în stupină, dar încă nu e timpul de așa ceva. Din acest motiv nu aș vrea să iernez 3 în 1. Ar fi, cum să zic eu, e prea greu de despărțit primăvara 3 în 1. Și la 2 în 1 mi se pare destul de dificil, dar la 3 în 1 mi se pare și mai dificil, fiindcă ei se aglomerează. Este aiernat în 4 rame, de exemplu. Aceasta este deja a doua extindere. Este nevoie de această extindere, fiindcă intră foarte mult polen. Peste 10 zile voi veni cu puietul în partea dreaptă, iar aici mai aduc încă 2 rame. Deci iată ce repede te îndrept. Foarte repede te îndrept spre extinderea cuibului. Se umple foarte repede. Bun. Așa, să-i curăț și rama aceasta, să-i o dau și aici mai trebuie să aduc încă 2 rame goale care se vor adapta la miros. Aceasta este o ramă care necesită reparații. E o ramă care a ieșit din spetează. O să vă arăt și ce se întâmplă, că intenționat am lăsat aici deschis după ce am venit cu stupul acesta. Iată, așa ți-a o jumătate de oră o lucrare de gen, ca să o faci până la capăt. Bun, și aici mai trebuie să aduc încă 2 rame. 2-3. Mă duc repede să le aduc. Sunt persoane în mediul online care la această dată restrâng coloniile în loc să le extindă.
E opțiunea fiecăruia. Dacă la începutul aprilie necesiți să strângi colonii, chiar și aici în centrul țării extind colonii, nu restrâng, da? Și cel mai micuț pe două rame trebuie extins. Acolo e o problemă. Încet, încet fac treaba asta. Mai am încă cel puțin o dată să fac o lucrare asemănătoare. Am terminat cu această colonie. O să o așez la locul ei. Îi punem ce îi aparține. Dânsei. Hai să-i pun hrănitoare, da? Este și foarte cald afară. Cred că am undeva pe la ora asta, mai ales că s-au dat și ceasul. S-a dat ceasul înainte, este foarte cald, este undeva la ora 11, deci ora 10, este foarte, foarte cald. Bun, colonia aceasta se poate dezvolta, se va dezvolta, nici nu fac griji. Ea este una dintre fiicele Reginei Roșii. Și se dezvoltă foarte, foarte bine. Așa, să-i aduc capacul și ce mai trebuie. Așa. Pune folia, sitele. Și am terminat cu această colonie. E gata? Așa. Mai trebuie să-i pun eu, doar ca orientare îi pun.
Urdinișul îi las deschis maxim, dar ca orientare îi pun această plăcuță cu care era obișnuită. Așa. Să trecem acum la celălalt. Ia să văd. 25 de minute. O să mai dureze 20 de minute sau poate mai puțin până o să îl fac și pe vecinul, fiindcă el nu mai încăpea de fapt. El nu mai încăpea de fapt în locul lui. Păi e mai mic, nici nu mai știu. Oricum nu contează, îl setez și pe el. Se pare că aici trebuie încă două rame maxim. Iată acea diafragmă de care vorbeam ieri. Acest nylon trebuie îndepărtat. Bun, să vedem ce avem și aici. Acum lucrăm mai liniștiți, că orientarea se va face treptat. În vreo două zile va fi totul în regulă. Bun, avem aici 5 rame. E destul de grea rama asta. A adus la polen. Polen la greu. În vreo două zile cred că pot activa și colectoarele de polen în funcție de vreme. O să vină niște zile cu ploi și nu mă grăbesc cu colectarea de polen. Aș dori să fac și eu acest lucru, dar această hrană îi asigură albinei existența pe vremea când e ploaie. Și nu mă grăbesc, am rame destule și prefer să-i adaug rame deocamdată. În momentul în care vor veni ploile, în acele zile voi pune colectoarele. Când iei o ramă în mână, te uiți de mai multe aspecte, printre care și o boală anume a albinei. Verifici sănătatea albinei. Trebuie. Foarte frumos. Mă uit după matcă și după aceea vă arăt. Este tot o fica reginei roșii, un binecunoscut beca. Foarte, foarte frumos.
Larvare. Și că să nu deschizi stupul în martie. Nu îl deschizi, dar nu este necesar. Vedeți ceva la această albină când vă arăt rama? Nu fuge albina de pe rană. Măi, cea mai proastă albină posibilă, să iei rama în mână și când o arăți să fugă albina de pe rame în toate direcțiile. Lasă puietul descoperit în momentul în care tu lucrezi cu rama, da? Albina nu este nici pe deloc afectată că eu lucrez cu ea. Să vă arăt pe mătcuța roșie, o fică a celebrei regine roșie. O lăsăm la locul ei. Îndepărtăm o diafragmă de aici. Deci am două regine roșii care sunt depărtate. Acum acest cuib îl trag lângă rama. Aici este necesar să aduc rame goale, aduc mai multe. Am adus ramele goale. Bun. Aici punem o ramă goală. Și lângă ea o să adaug această ramă care a stat în cuib deja. Thank you.
Așa. Ramele cu miere care stau în apropierea cuibului se încălzesc și în momentul în care o adaug albinei, va putea gestiona foarte ușor mâncarea din ramă. Așa pun o diafragmă. Acesta limitează cuibul. Diafragmă, miere și rame goale. Bun, deci cam astea sunt lucrările care le fac la ora actuală, cam la toți. Diferența este că unele colonii sunt mai mari, unele mai mici. Aici vroiam să vă arăt cum se par din 2 în 1. Cum se par fiecare în lada lui. Bun, mai am încă aproximativ 2 astfel de lucrări asemănătoare, plus altele. Dar în general, cam acestea sunt. Cam atât. Dacă mai apare ceva interesant, o să vi le prezint. Așa. Aici adaug încă câteva rame goale. Până data viitoare, numai bine!